Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Puteți susține canalul nostru cu butonul de alăturare de lângă butonul de abonare. Popularul serial TV 100 de ani de miracole a apărut în fața publicului în seara zilei de 11 mai. În cel de-al 8-lea episod al serialului, cadoul surpriză care i-a venit lui Fikir a atras atenția. 100 de ani de miracole în ultima parte, Marvel, care s-a dus la Kemal și a deschis cicatricea după ce mătușa lui i-a spus despre cicatrice, a spus, ai o cicatrice în același loc cu Eshref. Cum se întâmplă asta? A spus. Apoi Kemal a spus, de ce te întreb despre asta? Crezi că sunt Eshref? A spus. Kemal, care a mers la conac când a aflat că Fikir a auzit asta de la mătușa lui, a spus, iată, cicatricea mea este Sureia. A folosit frazele. Apoi a spus, tu ești Eshref. O să stai departe de Fikir. Kemal i-a spus, mă ții departe așa cum ai ținut-o departe pe mama lui. A spus. Sureia, care a declarat că nu vrea ca Marvel să știe acest lucru, a leșinat. În timp ce toți cei din conac reacționau la Kemal, Fikir era supărat pe el. După aceasta, Kemal a spus, doamna Sureia trăiește în trecut. Se hrănește cu conturi pe care nu le-a închis. Nu o lăsa să te facă să te simți îndatorat față de conștiința ta și să-ți controlezi viața. Sublinindu-i lui Kemal că nu ar fi nimic între ei, Gaze resentit de cuvintele sale, cel pe care îl cunosc nu este cineva care trăiește în umbra mătușii sale, Wonder, ci ia propriile decizii. A doua zi dimineață, și-a rezolvat problemele cu Zeren și-a spus că trebuie să aranjeze un psihiatru pentru mătușa lui. Întrebând-o pe mama ei de ce credea că Kemal este Eshref, Sureia a fost de acord să meargă la medic înainte ca fetele să discute subiectul. La acea vreme, Muzien și-a amintit că aflase cu ani în urmă că Eshref nu îmbătrânise niciodată și că îi păstrase secretul de ani de zile. Tatăl lui Cem a trimis și o notificare casei pentru datoriile lui Sureia. În timp ce Great, Sureia și Sacide discutau cum să plătească această datorie, Muzien a vrut să vorbească cu Kemal. Muzien către Kemal, el a spus că își protejează secretul și că va continua să îl protejeze și că nu ar trebui să-l supere pe Sureia. Între timp, Kemal a făcut și o înțelegere cu biroul său pentru a lucra cu Merak. În timp ce făceau turul conacului pe care Kemal dorea să-l restaureze, Cem a vorbit cu Sureia să plătească datoria către bancă. Sureia, care nu a acceptat acest lucru, nu a explicat cum a găsit bani, deși a spus că s-a ocupat de datoria când s-a întors seara. A doua zi, la conac, pentru Great a fost pregătită o petrecere de aniversare tematică a anilor 80. Vorbind cu Sacide, Sureia a mai spus că ce mi-a sunat pentru că a împrumutat bani de la familia lui. Turgut, care a venit la petrecerea de lângă Canan, care a spus, ori mori, ori lucrezi pentru mine, l-a surprins pe Kemal. Între timp, Sureia i-a spus lui Kemal, nu mai cred că ești fiul lui Eshref. Dar îi voi deschide mormântul și totul va fi dezvăluit. În timp ce toată lumea se distra, Sureia, Zeren și ea au fost șocate când a primit flori de la mama ei Nihan și au scris în notă că se va întoarce în curând. Pe rețelele de socializare au apărut comentarii despre confruntarea lui Sureia și Kemal și nota de la mama lui Merak. Sigur, ai terminat acum. Turgut, nu poți să-l trădezi pe Kemal la prima mișcare. Turgut nu a crezut, cred că va fi colțul opus. Niciun rău făcut de Sureia nu-l va achita pe Kemal. Războiul dintre Kemal și Sureia începe acum. Ce s-a întâmplat din nou s-a întâmplat cu grozav. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de dumneavoastră. La revedere!